toate cumpărau. Știa perfect să scrie, uimindu-i pe băieți. Făcea caligrafie pe garduri și pereți. Scria pe tot ce vrei, apoi semna Matei. Avea și bicicletă, un tank și o lunetă. Avea și o rancletă și multă, multă cretă. Mergea la cinema, la teatru de păpuși. Avea haine frumoase, iar n-avea mănuși. Dar Matei era supărat, stătea mereu încruntat. De fapt el suferea că nu era mai mare. Unii spuneau că are o fire visătoare, că precis e poet și crește prea încet. De-aia e supărat și veșnic încruntat, da. Ce putea să facă? Ce putea să facă? Cum putea să crească? Ce? Avea și bicicletă, un tank și o lunetă. Avea și o rachetă și foarte tare să fiu mare, 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 mare. Întâi, întâi să aibă pas de uriaș, ca să umblu mai puțin. Întâi, al doilea să ajungă peste gard, în vișit la vecin. Întâi, al treilea să rămână toți cu gura căscată, când trec eu. Și întâi să nu-și mai permită nimeni să-i spună micuțule, mucosule, piticule, mereu. Al doilea, și al doilea să bată pe oricine și oricâți ar vrea, când vrea, dacă vrea. Al treilea și ultimul din câțiva pași să ajungă la mare, să fac baie în ea. Trei motive să fiu